În vremea aceea, luând pe Iisus ostași, l-au dus ca să-l răstignească și l-au dus la locul Golgota, care se tălmăcește locul căpățânii. Și când l-au răstignit, era ceasul al treilea, iar când a fost ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul până la al nouălea ceas. Și în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo auzind, ziceau, Iată-l strigă pe Ilie. Și alergând, unul l-a umplut cu oțet un burete, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea, zicând, Lăsați să vedem dacă vine Ilie să-l coboare. Iar Iisus, strigând cu glas mare, și-a dat Duhul. Atunci catapeteasma templului s-a rupt în două de sus până jos, iar sutașul care sta în fața lui, văzând că astfel și-a dat Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și erau și femei care priveau de departe, între ele era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob, cel mic, al lui Iosie și Salomeia, care pe când era Iisus în Galileea, mergeau după dânsul și slujeau lui, cum și altele multe, care venisele împreună cu dânsul la Ierusalim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, după duminica în care am ascultat pilda Fiului Risipitor, aș adăuga un cuvânt. Pe lângă cel spus de Domnul nostru Iisus Hristos, care este clar și puternic, vă rătăciți neștiind Scripturile. Aș adăuga spunând, vă risipiți neînțelegând sărbătorile. Pentru că în toate religiile lumii o să vedeți că găsiți 2, 3, 5, 10 sărbători importante, dar Ortodoxia, iubiți credincioși, nu este o religie, ci este o credință. Și nu orice credință, este credința cea adevărată, de Dumnezeu revelat, de Fiul și Cuvântul Dumnezeu omenit. Și atunci, viața noastră a devenit viața creștinului, credința cea adevărată într-o sărbătoare permanentă. Este credința sărbătorilor și a sărbătoririi. Pentru că în fiecare zi, zic credincioși, precum în cer, așa și pe pământ, în ortodoxie sărbătorim. Ori un prasnic împărătesc, ori un prasnic de sfânt, și noi pe pământ, în liturghie, nu facem altceva decât să participăm la sărbătoarea care este în cer. Dacă este Sfântul Gheorghe, noi nu sărbătorim pe vreun Gheorghe de pe pământ, ci sărbătorim Sfântul și noi participăm la sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Dacă este orice alt sfânt în fiecare zi, acela în cer este prăznuit și noi în fiecare zi prăznuim un sfânt sau un prasnic împărătesc. De ce spunem acest lucru, iubiți credincioși? Pentru că creștinul ortodox, căpătând un duh lumesc, fiind afectat de secularism și fiind de formă în viața lui de creștin, nu mai are mintea plină de trezvie și de înțelegere și se rătăcește neînțelegând Scripturile și se risipește nepricepând sărbătorile, iubiți credincioși. Astăzi, în zi de vineri, ați ascultat pericopa evanghelică când Mântuitorul nostru Iisus Hristos este dus de către ostași să fie răstignit
la locul căpățânii. S-a potrivit pericopa evanghelică chiar cu zi de vineri. De asta noi prăznuim și sărbătorim prin zi de post, noi tot sărbătorim vinerea, pentru că vinerea a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar miercuri a fost vândut și prin post noi prăznuim și sărbătorim. Și la locul căpățânii l-au răstignit când era ceasul al treilea. Deci să înțeleagă creștinul că la ceasul al treilea, adică ora 9 dimineața, Mântuitorul lumii de bunăvoie s-a răstignit pentru mântuirea lumii. Și peste 3 ceasuri, adică la ceasul al 6-lea, ora 12, bisericioși, s-a făcut întuneric peste tot pământul. Și întunericul acesta a durat 3 ore, până la ceasul al 9-lea. Deci câte ore a stat Mântuitorul nostru pe cruce? 6 ore. De la ceasul al 3-lea până la ceasul al 9-lea, de la 9 dimineața până la ora 3 după amiază, și creștinul în fiecare zi de vineri, el trebuie să prăznuiască această stare, acest moment în care Mântuitorul, vinerea, din dragoste pentru om, s-a lăsat răstignit pe lemn pentru om. Dar, iubiți credincioși, ce nu înțelege creștinul ortodox? Că sărbătorile creștine sunt mai presus de orice sărbătoare lumească. Sărbătorile creștine adevărate au legătură cu cerul și cu veșnicia. Pentru că în ziua a șasea l-a făcut Dumnezeu pe om. După ce în celelalte zile, a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, a făcut lumina, a făcut apele, tăria, a făcut lumea plantelor, a făcut lumea animală, a făcut toate cele din cer, și în ziua a șasea, iubiți credincioși, l-a făcut Dumnezeu pe om și l-a făcut bărbat și femeie. Ia uitați-vă la acest crin care îl vedeți aici în fața icoanei. Are un simbol cu 6 petale. Este steaua aceea a lui David, pentru că Maica Domnului în luna lumatii, în luna a șasea, a primit de la Arhanghelul Gabriel cuvânt bun, cuvânt de bucurie, bucură de ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Bucură-te, și a avut în mână un crin ca simbol al ființei umane. Adică omul care a fost creat în ziua a șasea și a căzut, va fi restaurat prin înomenirea Fiului și Cuvântului Dumnezeu, care va fi în luna a șasea. În luna lui martie a fost înomenirea, iar nașterea Mântuitorului a fost la 25 decembrie, sărbătorită atunci când sărbătorim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce vă spuneam lucrurile acestea? Dacă vreți numerologie, luați numerologia creștină. Dacă vreți prăznuire și sărbătoare, luați sărbătorile creștine ortodoxe autentice. Nu vă lăsați purtați de cabală evreiască, de numerologie satanică și de sărbători lumești cu duh drăcesc. Pentru că ieri v-am spus clar și alaltăieri cuvântul apostolului care spune: cercetați scripturile și cercetați duhurile, că nu orice duh este de la Dumnezeu. Duhul care nu mărturisește pe Iisus Hristos ca Fiul și Cuvântul Dumnezeu omenit este un duh drăcesc și precursor al lui Antichrist. Ce trebuie să înțelegem noi, iubiți credincioși? Că atunci când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut complet. L-a făcut desăvârșit. Când l-a făcut pe bărbat și când l-a făcut-o pe femeie, și unul și altul, chiar dacă ei erau într-o complementaritate și armonie unul cu altul, perfecțiunea lor stătea în închinarea pe verticală la Dumnezeul cel adevărat. Dar bărbatul, iubiți credincioși, și-a încovoiat mintea ducându-se în poftă. Și din pofta aceea s-a balansat în poftă și mânie și a căzut în iraționalitate. Și după plăcere vine durere și după poftă vine mânie. Și satana a atacat în inima omului și toată această mișcare, acest balans n-a fost decât o risipire. Și această risipire, omul a transformat-o în istorie, în sărbătorire. Dar nu numai atât. Și pe femeie a aruncat-o, iubiți credincioși,
când în poftă și când în mânie. Și apoi, după aceea, după ce a balansat-o în poftă și mânie, i-a dat o altă logică și iraționalitate ca să sărbătorească propria greșeală. În istorie veți vedea cum au zeificat patimile umane din perspectiva bărbatului și din perspectiva femeii. Dar și unul și pe altul, vezi că e și bărbatul și femeia. Trebuie să stăpânească pofta, să stăpânească mânia, să stăpânească acestea sub puterea rațiunii, iar rațiunea pusă în Duhul Dumnezeu, și atunci ei devin mai presus de stânga, mai presus de dreapta, mai presus de femeie, mai presus de bărbat. Și steaua lui David în 6 colțuri trebuie să urce prin cruce, care sfințește steaua lui David, către ziua a 8-a, către ziua veacului ce va să vină. Dar omul în cinste fiind pus, adică în libertatea aceea a zilei 6, în centru acelei stele a lui David, omul în cinste fiind pus, n-a priceput că trebuie să se ducă prin cruce către înviere, că iată prin cruce a venit bucurie la toată lumea. N-a priceput ce alăturatul s-a dobitoarțelor celor necuvântătoare și s-au asemănat lor și s-a dus către pentagramă, către cinci, către simțuri. Și a fost balansat. Nu numai că el a căzut în trupesc, în simțuri, în patimă și în păcat, ci omul, iubiți credincios, și-a sacralizat patima, și-a îndumnezeit păcatul, a zeificat nebunia și în el și-a stupat conștiința, închinându-se prin orgii de tot felul demonilor. Dar cel care a venit și s-a înomenit și s-a născut din fecioară, fără de sămânță bărbătească, biruind pofta, a fost Fiul și Cuvântul Dumnezeu, care a devenit bărbatul cel desăvârșit, Iisus Hristos, și care a răstignit mânia pe cruce, spunând, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Este Domnul nostru, Iisus Hristos, care de bunăvoie s-a dus spre patimă. Dar cea care a biruit pofta și mânia a fost Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care a născut fără de plăcere trupească, sămânță bărbătească, și care a biruit mânia pentru că n-a spus niciun cuvânt, ca o mielușea, spune acolo la prohod, a răbdat când în inima ei a trecut sabie, adică răstignirea Fiului ei pentru întreaga omenire. Adevăratele sărbători, iubiți credincioși creștine, sunt, de fapt, fiecare moment din viața Mântuitorului și din viața Maicii Domnului, fiecare clipă, fiecare trăire a lor a fost și este o sărbătoare creștină pe care noi trebuie să o simțim în fiecare zi și să ne ridice cu mintea la cer. Dar diavolul, iubiți credincioși, a lucrat, aruncând omenirea ca pe copilul acela demonizat, când în foc, în comunism, când în apă, în capitalism, și când în noua ordine mondială, prin dincolo de roșu și albastru, în curcubeul acesta care este consacrat prea desfrânării și nebunii și noi ordini mondiale. Încă creștinul ortodox n-a priceput. Eu nu vorbesc de atacurile demonice. Atacurile și ispitele trebuie să vină. Dracul, ca un dușman, el trebuie să-și facă treaba și să atace după îngăduința lui Dumnezeu, prin sisteme și lucrări pe care le-a creat cu o logică drăcească, amețind milioane și milioane de oameni și în comunism și capitalism. Dar ne punem întrebare, oare creștinul ortodox nu se mai dezmeticește odată din bezmeticeală? Pentru că bezmeticeală înseamnă îndrăceală, deci credincioși bezmetic înseamnă om îndrăcit. Oare creștinul ortodox nu mai vede că după stânga și dreapta, teză și antiteză, urmează o sinteză, o răsucire, noua ordine mondială, și el încă primește sărbători și sărbătorit ale gunoaielor? Ba îl vezi în Halloween, ba îl vezi în Valentine's Day, ba îl vezi în sărbătoarea bărbatului mascul, ba îl vezi în sărbătoarea femeii muiere, și este scos din rânduiala creștină. Este scos din consacrarea cea adevărată. De ce? Pentru că nu știe și nu trăiește
în mod autentic creștin. Dar în ceasul al nouălea, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeu și-a dat Duhul și lângă El pe cruce, bărbații, iubiți credincioși, nu erau lângă El. Erau plecați. De ce? Pentru că au fost ispitiți. Și nu o să fie niște bărbați adevărați, au devenit niște bărbați mueratici. Și au fugit de frica iudeilor. Dar ce spune aici? Și-a dat Duhul. Și-a zis sutașul. Omul acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și cine era lângă El? Era El singur. Și toate în jurul Lui erau femei. Erau femei care priveau de departe. Între ele era Maria Magdalena și în special, iubiți credincioși, Marcu, Evanghelistul, a trecut-o pe ea prima ca să o acopere pe a doua Marie, ca să nu se creadă că de fapt a fost o lucrare și o poveste de familie. Dar prima care era acolo cu inima și la răstignire și la înviere era Maica Domnului, care este ascunsă sub acest nume. Și Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iosie. Aceștia, Iacov și Iosie, sunt fiii lui Iosif, iubiți credincioși. Și Maica Domnului este ascunsă sub acest nume și apoi urmează Salomea și celelalte femei, multe, care veniseră împreună cu dânsul la Ierusalim. Ce înseamnă? Că acolo erau mironosițele. Mironosițele nu s-au ascuns de frica iudeilor. Mironosițele sunt cele sărbătorite după învierea Domnului a doua duminică, iubiți credincioși, după înviere. Pentru că urmează sărbătoarea bărbatului, când Toma spune Domnul meu și Dumnezeul meu, și apoi urmează sărbătoarea femeii, când femeia spune, este sărbătorită femeia mironosiță, femeia creștină care îl urmează pe Hristos, având în frunte pe Maica Domnului Eva, cea adevărată noua Eva, și Adamul, cel adevărat, cel nou Mântuitor, nostru Iisus Hristos, realizând bărbatul și femeia la statura cea desăvârșită, dincolo de poftă, de mânie și de iraționalitate. De ce vă spunem lucrurile acestea? Ca să înțelegeți, odată pentru totdeauna, că dacă creștinul trăiește și înțelege autentic viața lui de creștin ortodox, el nu mai are nicio zvâcnire față de toate nebunelile care vin în mod drăcesc prin sisteme de tot felul. Cad într-o secundă pentru că mintea lui este plină de trezvie, inima lui de iubire față de Dumnezeu. Dar dacă tu înclini în stânga și în dreapta către orice nebunie, nu faci altceva decât să fii și să prăjnuiești în sărbătorirea gunoaielor. Ești un gunoier care sărbătorești și prăznuiești, pentru că nu vrei să fii un domn, nu vrei să fii un fiu de împărat, nu vrei să fii un creștin adevărat, ci te mulțumești cu gunoaiele acestei lumi în fel și chip scornite și iarăși aduse pe filieră, nu din Occident, iubiți credincioși, pe filieră ocultă. Pentru că dacă vreți să vedeți, pe 8 noiembrie, luna nouă, iubiți credincioși, este sărbătorită luna nouă, cele 9 cete îngerești, care înaintează către 8, către ziua veșniciei, ziua 8-a. Dacă vreți să vedeți în mod ocult, iată că în ziua, în luna aceasta a 6 al martie, când are loc buna vestire, adică în omenirea Fiului și Cuvântul Dumnezeu, apar tot soiul de devier de la omul adevărat și prăznuiesc ori ziua femeii, a mamelor, așa mai departe, într-un mod fals, și a bărbatului cu 40 de pahare într-un mod prostesc, în loc să cinstească pe mucenici. Dar dacă vreți înțelegere, iată că în luna aceasta a 6 se înaintează prin cruce, adică prin sfințenie, către 7 și se duce către 8, dacă vreți astăzi 8, iubiți credincioși, în luna a 6-a, 8-ul acesta este de fapt îndemnul și ridicarea și îndreptarea femeii către ziua 8-a, către ziua veacului ceva să vină. Dar nebunii aceștia, oculții aceștia nu fac altceva decât să îl urmeze pe stăpânul lor diavolul, care copiază și deviază, care răsucește în fel și chip, și nu-i problema asta că diavolul atacă. Nu-i problema aceasta că sistemele ne constrâng, ci problema este una singură. De ce tu, creștinule, accepți? De ce tu te înconvoi, creștinule? De ce tu nu ai demnitatea, decența și puterea de înțelegere
ca să izgonești toate nebuniile acestea din viața ta, din familia ta, din societate, din școală, de peste tot. Pentru că nu ești un creștin autentic. Ba mai mult, nu vrei să vezi cum este atacat omul, încât pe bărbat îl face să fie ca o muiere, sistemul acesta global, de nu mai știi care e bărbat sau care este femeie. Iar pe femeie, încă de pe timpul comunismului, când a impus în ea mânia, ridicând pumnul sus, a scos-o din familie, ca mamă și ca soție, și voi o respectați ca mamă. Femeia revoluționară, femeia care este scoasă din starea ei, din casa ei. Pentru că lumea femeii este casa plină de căldură, de afecțiune, de bunătate, iar casa bărbatului este lumea unde el trebuie să se lupte ca un bărbat pentru casă, pentru familie și pentru neam. Și i-a scos pe toți. L-a băgat pe bărbat la cratiță și a scos-o pe femeie în luptă, devenind femeie lideră, lider în sistem, în societate, la serviciu, în politică și peste tot, i-a răsucit. Și stai tu la cratiță îmbrăcat în colanți și cu șorți, ca bărbat, că ești o muiere. Iar tu, femeie, îmbracă-te în pantalon unde te scurt, devii lider acolo unde ești tu, aduci bani în casă și ți-ai distrus copilul. Ți-ai distrus imaginea despre tată și despre mamă și nu mai ține familia tradițională și ai să accepti și Sodoma și Gomora pentru că ți se pare normal și într-un final vii la spovedit și plângi. Că nu mai ține. Păi nu mai ține ce? Ceea ce-i stricat dintr-un început? Că se distruge familia. Care familie? Care n-avea niciun duh și nicio armonie? Că s-au nenorocit copiii. Care copii? Care voi ați aruncat într-un orfelinat virtual, lăsându-i cu orele în mâna sistemului, în imaginația telefonului? De aceea, iubiți credincioși, treziți-vă odată pentru totdeauna. Nu trebuie să vă explicăm în fiecare an. Nu mai acceptați aceste sărbători drăcești și ancorați-vă cu mintea în prăsluirea ortodoxă. Pregătiți-vă pentru intrarea în postul mare. Nu mai încălcați postul pentru alte sărbători nebune, ci înaintați către înviere și cinzecime pentru vecii vecilor. Amin.